Trece foarte repede timpul atât de dumneavoastră și nu vreau să vă las să plecați din studio până nu comentăm un pic această chestiune a etichetelor. Pentru că vă mărturiseam și eu înainte de a începe emisiunea că mă uit pe etichete, de cele mai multe ori nu înțeleg sau de cele mai multe ori uit. Cum facem să ne intre așa în reflex povestea asta cu etichetele și să devenim și niște consumatori informați și, cum să spun, deștepți? Da. În orice circumstanță trebuie să citim eticheta compozițională, cea care ne arată ingredientele în ordinea lor descrescătoare. Deci primul specificat în eticheta compozițională este și ponderal, cantitativ, cel mai mult. Dacă scrie apă, apa e cea mai cantitatea cea mai mare, de exemplu, nu, e cantitatea cea mai mare din ingredientele ulterioare. O să facem și un exercițiu. Am copiat niște etichete compoziționale și nutriționale, pentru că a doua parte este eticheta nutrițională, unde vedem valoarea energetică, vedem câte kilocalorii. Bun, haideți să vedem. Arătați-ne cum arată o etichetă din supermarket. Haideți să vedem cum arată eticheta. Și ce ar trebui să facă consumatorul în momentul care e la raft și vede acele denumiri. Haideți să luăm generic, spun un pateu vegetal. Da? Ok. Că tot se consumă în perioada asta de post. Da, că este de post, cum zice și noastră. Primul ingredient este apa. Deci apa este cea mai multă în acel produs. Ulei vegetal, nehidrogenat, e foarte bine asta, dar avem ardei, roșii, hidratate, proteine din soia, sare iodată, amidon din grâu, stabilizatori acum, polifosfați. Polifosfații nu sunt buni, pentru că deja avem un dezechilibru în raportul calciu-fosfor. Bun, deci polifosfați ar trebui să nu existe în eticheta aia corectă pe care o căutăm. Ne solicită și rinichii și există și riscul acesta chiar de osteoporoză. Bun. Avem după aceea emulgator, stearoil 2 lactilat de sodiu. Emulgatorul nu este nici în regulă, pentru că el practic ce face, emulsionează și distruge și stratul de grăsime de pe intestine, de exemplu, și permeabilizează intestinul. Ceea ce este un lucru foarte rău, nu avem timp că trebuie să comentăm mult ce înseamnă și chestia asta, dar nu e bine, da? Apoi avem... Dar e de ajuns dacă ține minte ca orice consumator absolut normal, emulgatori, că nu sunt ok de căutat pe etichetele alimentelor pe care cumpărăm. Cu excepția lecitinei, care e un emulgator bun. Okay. Așa. Fie că e din soia, fie că e din gălbenuș de ou sau alte surse. Avem esteri citrici ai mono și digliceridelor cu acizi grași. Din nou, nu este o chestiune pe care să o găsești într-un aliment natural integral. Și este pus acolo cu un scop să nu se separe acea grăsime, că o să vedeți că au multă grăsime, de apa care e acolo. Deci să facă o emulsie, un fel de maioneză, să stea aia legate acolo. Avem arome. Nu se specifică ce fel de arome și în cazul ăsta presupunem că ar fi arome naturale, ceea ce ar fi bine. Avem sirop de glucoză. A spus că nu. Nu. Condimente. Și aici avem niște lucruri care trebuie să ne ia de gândit. Avem potențiatori monoglutamat de sodiu, E621, care creează dependență și care interferă cu buna funcționare a creierului, de multe ori abolind memoria de scurtă durată, adică capacitatea de a învăța. Deci E cât? 621. E621. Monoglutamatul de sodiu. Avem după aceea, și care face gustul acela nemaipomenit de bun. Și care dă dependență, nu? Până la urmă. Cumperi două cutii de pate vegetal. Se cheamă, potențiator de gust și aromă. Și creează gustul umami, care înseamnă savuros, tradus din limba japoneză, unde a fost el descoperit de un savant. Are tot acest potențiator de gust și aromă 5 ribonucleotide de sodiu. Iată că avem sodiu, peste tot sodiu. Și noi nu conștientizăm că e sare de fapt și că nu este deloc bine. Avem legume deshidratate, agent de îngroșare, gumă xantan. N-ar trebui să fie acolo. Agenți gelifianți, caragenan. Se pare că, mă rog, caragenanul ăsta descompus de microflora intestinală dă niște compuși nu tocmai sănătoși. Avem clorură de potasiu, antioxidanți, ascorbat de sodiu, iată din nou sodiu, acid citric, care și ele cu coloranți, caramel. Și dacă ne uităm la 100 de grame, care înseamnă ceva foarte puțin. Dacă desfacem, are 270 de kilocalorii, cât o friptură de porc. Așa. Foarte mult. Sare are 1,3 grame. Și zice, eu nu am mâncat sare.
Nu ați mâncat sare pentru că dumneavoastră credeți că ați mâncat numai sarea care o puneți dumneavoastră în mâncare. Da. Pe lângă cea care o puneți, iată, v-am dat numai un exemplu de aliment care conține încă 1,3 grame de sare și ajungi să consumi 20-30 de grame, ca asta e consumul mediu în Europa de sare, și iată edeme, hipertensiune, care, da, da. Și așa mai Bun. Departe. Și deci grăsimi așa... 28. Acele grăsimi, dacă nu s-ar fi pus acei emulgatori, se separau. Și când desfăceați produsul respectiv, ați fi găsit la suprafață grăsime, adică ceva care din start v-ar fi desplăcut. Eu vă lansez, cum să spun, invitația să mai veniți la noi să discutăm despre ce înseamnă etichete corecte sau produse corecte pe care încă le putem cumpăra din supermarket, pentru că discuția se poate prelungi la nesfârșit, dar aș trage așa împreună cu dumneavoastră câteva concluzii la discuția noastră de astăzi, și anume că încercăm să evităm alimentele light, alimentele pentru copii sunt doar strategii de marketing, să încercăm să evităm sucurile de fructe, să consumăm fructul, și în ceea ce privește etichetele, polifosfați, emulgatori, siropul de glucoză, monoglutanatul de sodiu, xanten, ar fi așa la prima mână câteva denumiri care ar trebui să ne sară în ochi. Aș vrea să mai fac un adendum. Alimentele pentru copii, la borcănele, la cele noastre, sunt utile atunci când mergi cu copilul într-o deplasare și nu știi ce fel de... Dar nu ca să constituie hrana unică și de zi cu zi a copilului. Mă rog, în experiența mea, majoritatea copiilor mici refuză acele borcănele, așa cumva se protejează singuri. În ce direcție ne îndreptăm? Că mai devreme nu erați foarte optimist în ideea în care alimentele din supermarket nu par să devină mai calitative pe măsură ce timpul trece. Știți ce se întâmplă? Aici funcționează regula cerere și ofertă. Dacă vom cere alimente de gunoi, alimente de gunoi ni se vor da. Dacă vrem alimente de foarte bună calitate, dar ieftine, este o iluzie. Nu poți să faci un aliment de calitate și să fie foarte ieftin. Pe de altă parte, fiți atenți că de multe ori alimente foarte scumpe sunt la fel de sănătoase ca alimentele ieftine și care ați văzut au peste 10 aditivi alimentari euri. Dar încă avem să alegem și de-aia spun, scapă cine știe, scapă cine înțelege, scapă cine face conexiuni ascunse. Inclusiv citiți eticheta, nu înțelegeți. Aveți device-ul în mână, dați telefonul, dați pe YouTube, pe Wikipedia, dacă pe ce vreți. Dacă toată ziua pe telefon, măcar să facem. Și vedeți, domnule, ați citit acolo, e 621. Ce este ăsta? S-a citit glutamat. Ce este? Și voi vă zlămuri. Și asta, dacă o faceți o lună de zile, veți ști după aceea precis ce să cumpărați. Și veți fi câștigați și ca preț și, în primul rând, veți fi câștigați la sănătate. Pentru că, din păcate, așa este omul construit, prețuim sănătatea de-abia când nu o avem. Iar când nu o avem, sănătatea nu poate fi recâștigată la nivelul pe care l-am avut înainte de îmbolnăvi prin niciun tratament, prin nimic. Deci, este mult mai ieftin să cumpărăm alimente sănătoase și să avem un stil de viață sănătos, activ, decât să stăm, să ne îmbolnăvim și să încercăm să redevenim sănătoși. Niciodată nu vom fi la fel de sănătoși ca înainte, dar vom fi cheltuiți și foarte mulți bani. Iar actul medical costă scump și în România acum și de asemenea medicamentele, nu există medicament care să nu aibă și efecte secundare.